Bun găsit, prieteni! A venit sezonul țânțarilor, e normal, e vară și în București și în alte orașe din țară, dar din cauza precipitațiilor abundente în Rusia, spre exemplu, roiul de țânțari a fost unul neobișnuit de mare. A durat 2 săptămâni, au fost și temperaturi destul de ridicate, mai multe condiții favorabile izbucnirii unei astfel de probleme. Un roi neobișnuit de mare a stat timp de 14 zile în zona Kamchatka din Rusia. Avantajul rușilor din această zonă este faptul că vorbim despre un roi de mascul care își căutau femelele pentru reproducere, dar care nu înțepeau. Așadar, doar un fenomen neobișnuit, dar care nu a dat mai bărătăi de cap locuitorilor din acea zonă. Dragi prieteni, vă pup și ne revedem mâine dimineață!